Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, haideți că v-am pregătit o emisiune frumoasă în seara asta. Marian Godină, scriitorul polițist sau polițistul scriitor, ne lămurim noi, vine în seara asta la Cafeneaua Nației. Da, parcă-i aud acum pe niște șefi. Vine Godină să mai afecteze nițel imaginea instituției. Fraților, mor pe treaba asta cu afectarea imaginii și cu făcutul de râs. Domne, ăla nu face cinste acestei țări. Ăla nu e demn să reprezinte România nu știu unde. M-ați spart, mă! Dar la imaginea României când vin străinii și văd că trăim cu milioane de WC-uri în fundul curții, la imaginea aia nu vă gândiți? La imaginea pe care și-o fac străinii despre noi când aud că salariile sunt undeva la 300 de euro, a? Astea nu afectează imaginea României? Drumurile nenorocite care omoară oameni în fiecare zi nu fac ele imaginea României? Împreună cu spitalele mizerabile și așa mai departe? Ce să-ți povestesc, mă? Stă imaginea României într-un prost pe care îl trimitem să plimbe două foi în birocrația de la Bruxelles. Danica, rămâne propunerea în continuare, pentru că Danica este liderul delegației europarlamentarilor PSD. Este o persoană respectată. Îi atrag atenția în mod public doamnei Dăncilă. Încetați să mai riscați credibilitatea țării pentru interese meschine de partid. Îi cer din nou premierului să respecte Constituția și legile țării și să facă o nouă nominalizare pentru poziția de comisar european. V-am mai zis, pentru mine, marea problemă este că Rovana Plumb face parte din Parlamentul European. Ea fusese acceptată de tanti Ursula aia să ocupe șefia unui minister european. Asta e șocant. Șocant e că avem acolo europarlamentarii pe care îi avem. Și de-aia mor pe ipocrizia asta. Păi domnule Iohannis, haideți că sunteți la 40%, vă doare la bască, da, așa, de dragul discuției. Blaga, ce este, domnule președinte? Să vie număr pe bravii pedeliși de la Bruxelles? Haideți să ne calmăm și să ne asumăm rahatul generalizat, care nu e de ieri de alaltă ieri, e de zeci de ani. Încetați să mai riscați credibilitatea țării, ce să spun? La fel și cu aceste consultări. De-aia au ieșit lucrurile prost la noi, mă, că n-au fost consultări. Dacă-s două capete proaste, că se consultă, că nu se consultă, tot aia e. Cum mai auzi decât un fotbalist mediocru? E, lasă-mă că are experiență. Da, frate, dar dacă ești prost și mai ai și experiență în prostie, e cu atât mai nasol. Cam așa e cu clasa noastră politică. Proastă, dar cu mare, mare experiență.